Salutare prieteni, astăzi voi reveni cu un episod pe canal unde vă voi arăta un glitch pe care nici pro playerii mari nu l-au arătat. Chiar m-am uitat pe YouTube să văd dacă găsesc acest glitch. Este un truc pe care îl folosesc foarte des pentru a nu se întâlni între ei, cei de top 100 mă refer. Poți să joci pe conexiunea ta, joci acasă și dacă ai un net foarte bun nu o să mai ai acel lag infect. Momentumul va fi la tine și vă voi mai învăța o chestie. Când ataci din partea stângă spre dreapta, finesurile intră mai ușor când tragi din partea dreaptă cu piciorul stâng și invers. Deci eu și cu Kondogbia, care e un mijlocaș care nu are mare șut, am dat goluri cu stângul din partea stângă spre dreapta. Eu cum îl am pe Leo Messi, pe Griezmann, pe Kondogbia stângaci, dacă încep așa și joc acasă și i-am dat 2-3 boabe scurt, deja nu mă mai bate nici după aia dacă se schimbă terenul. Am conexiunea 5 liniuțe, mereu, cum am netul meu acasă, că joc pe cablu. Și momentul meu e la tine, nu mai e așa mare script. Nici pro playerii nu arată această variantă de va îmbunătăți win-urile la Weekend League sau Division Rivals. Bun. E foarte simplu ce trebuie să faceți. O să vă arăt ambele variante. Tu intri ca o suponent, da? Aștepți. Până îți găsește oponent. Probabil la mine stă așa de mult, cam 10 cu 0 și nu o să-mi dea un adversar pam pleacă să fac 11. O să-mi dea un numai greu. Uitați, când scrie în dreapta waiting for opponent, uitați, am 5 stele la 5 liniuțe la conexiune. Acum joc acasă. Acum noi suntem acasă. Când îți intră ție primul și scrie waiting for opponent, tu joci acasă. Ai momentum, atați din stânga în dreapta, ai șanse mai mari să câștigi, eviți pro playerii, pentru că toți pro playerii joacă acasă ca să se evite între ei. Bun. Când intri direct, cum s-a întâmplat acum, joci în deplasare, joci la el acasă, el va ataca din stânga în dreapta, el va avea momentum. Și normal, și e posibil să dai de pro player în situația asta. Nimeni nu a spus acest glitch. Poate vi se pare o prostie. Încercați-l, o să-mi dați dreptate. Și am o rugăminte. La 100 de like-uri, 100 de like-uri la acest video, chiar 150 dacă se poate, voi posta clipul în care veți putea înregistra la giveaway-ul de 550k coins. Am un cont pe PS4, dar puteți participa oricare, că puteți să-l vindeți, să vindeți, vedeți voi, găsiți, prieteni, rude, aveți, care poate joacă cu PS4. La 150 de like-uri voi posta giveaway-ul unde vă puteți înscrie, dar vreau să respectați regulile pentru că am mai făcut un clip și nu le-ați respectat. Like la acel video, share pe pagina de Facebook a voastră, nu pe grupuri. Și trebuie să scrieți particip în comentariu și în paranteză să-mi lăsați Facebook-ul vostru. Trebuie să îndepliniți aceste condiții ca să primiți. În caz că voi face extragerea și cineva va fi câștigător și nu va avea share pe pagina lui de Facebook și nici nu va scrie particip cu Facebook în paranteză, o să trag alt câștigător. Sper să vă fie de ajutor. O să fac un clip și cu glitch-ul de pe 4G, să vi-l prezint și pe acela. Eu nu-l folosesc pentru că e netul groaznic dacă n-ai un net incredibil de bun și nu merită. Nu merită. Mai bine jos pe cablu și merge în nenorocire și jos cât știi tu. V-am salutat, prieteni. Haideți cu like-uri să facem giveaway-ul de început de an. Nu e un giveaway extra wow. O să fac și mai wow cu cât ne crește numărul de abonați, o să fie giveaway din ce mai wow. Ca să știți, v-am pupat. Ciao!